Astăzi, în ton cu atmosfera de sfârșit de toamnă, vom plonja într-o lucrare românească scaldată în anxietate și neliniște. Cântecele de pustiu ale lui Constantin Silvestri. Vom vorbi despre viața lui Constantin Silvestri, despre cariera sa impresionantă de dirijor și despre personalitatea sa componistică, personalitate despre care George Enescu spunea la plecarea din țară: plec cu inima împăcată pentru că las în persoana lui Constantin Silvestri un compozitor de mare valoare care va aduce faimă muzicii românești dacă va fi lăsat să o facă. Bine v-am găsit la un nou episod Revival. Știu că am zis că o să postez mai des, dar e greu să fii vlogger. Dar o să mă străduiesc pe viitor să fac mai multe videouri pentru voi. După ce în episoadele trecute am vorbit despre compozitori precum Sigismund Toduță sau Mihail Jora, astăzi vorbim despre un alt titan al muzicii românești, anume Constantin Silvestri. Complexitatea personalității lui Silvestri se manifestă grandios în interiorul sferei muzicale, dar o și depășește de multe ori. Pe lângă fulminanta carieră de dirijor, marile aptitudini de pianist și ingeniozitatea sa componistică, Silvestri a fost și un cititor avid, un colecționar de artă și de timbre și un foarte pasionat pescar. A fost un nonconformist și un revoluționar în toate cele trei direcții ale carierei sale muzicale. În calitate de compozitor, căci pe asta ne vom axa astăzi, muzica lui Silvestri a stârnit două tipuri de reacții. A fost susținut și apreciat de câțiva maestri, printre care Mihail Jora și George Enescu, dar mulți dintre contemporanii lui i-au minimizat valoarea ca și compozitor și l-au criticat. Constantin Silvestri provine dintr-o familie italo-cehă care l-a îndrumat încă de mic să studieze muzica. Primii 10 ani ai copilăriei și petrece la București, apoi familia se mută la Târgu Mureș. La Târgu Mureș, Silvestri are șansa de a lucra cu Zeno Vancea și cu Arpad Laszlo, care a fost unul din studenții lui Franz Liszt. Revine în București în 1929 și dă examen de admitere la conservator, unde este admis direct în anul 4. Cu firea sa independentă, putem spune că Silvestri s-a format mai mult ca autodidact. De la cursurile de compoziție cu Mihail Jora, de exemplu, el lua indicațiile maestrului doar ca sugestii, folosind doar ce convenea. În 1932 devine membru activ al Societății Compozitorilor din România, tot în anii 30 câștigă premiul pentru compoziție George Enescu și își începe și cariera de dirijor, ridicând nivelul vieții muzicale din București. După cel de-al doilea război mondial, Silvestri cunoaște o perioadă de mare anxietate, în special în anul 1945, când se temea de epurare. În 1956, Malcolm Raymond, un critic muzical britanic, îl aude pe Constantin Silvestri în timpul unei repetiții și îi propune să dirigeze în Marea Britanie, fiind convins că acesta va produce o impresie formidabilă publicului britanic. Astfel, în 1957, Silvestri dirigează Orchestra Filarmonică din Londra, succesul său fulminant fiind relatat cu entuziasm de The Daily Telegraph sau The Daily Express. Succesul său îl face să fie căutat chiar și la București de reprezentanții caselor de discuri. În 1957, reprezentantul francez al Pathé Marconi, aflat în vizită la București, primește o telegramă prin care este instruit să nu părăsească Bucureștiul până nu obține un contract de exclusivitate pe 3 ani cu Constantin Silvestri, dirijor extrem de important. Întors în țară de la Londra, Silvestri crede că își poate continua turneele internaționale fără mari probleme, în schimb întâmpină dificultăți din partea autorităților comuniste. În 1958, Silvestri realizează la București premiera românească a operei Oedip de George Enescu, lucrare care l-a fascinat profund pe tot parcursul vieții sale. În același an, întreprinde multiple turnee internaționale și decide să nu se mai întoarcă în România. În 1961, este numit dirijor principal al Orchestrei Filarmonice din Bournemouth. Reușește în timpul în care a lucrat cu aceștia să-i transforme dintr-o orchestră de provincie într-una din primele orchestre ale Marii Britanii, drept pentru care membrii orchestrei păstrează o amintire foarte plăcută a maestrului Constantin Silvestri. Din păcate, Silvestri se stinge din viață prematur, la vârsta de 55 de ani, în 1969. Anvergura luată de cariera sa de dirijor o eclipsează din păcate pe cea de compozitor, lucrările sale fiind în mare parte date uitării astăzi.
Totuși, acestea prezintă un tezaur valoros și sunt mărturia unui compozitor de geniu, un adevărat promotor al modernității în muzica românească. Despre moartea lui, Mihail Jora, maestrul său, consemna: după Lipati și Paul Constantinescu, e al treilea discipol remarcabil ce dispare înaintea dascălului său. E o neiertată greșeală a naturii. Relatări despre personalitatea lui Silvestri îl prezintă ca un om anxios care avea dese stări de depresie profundă. Acest strat psihologic fragil preexistent, combinat cu tumultul anilor 40, vor da naștere lucrării în care Silvestri ne prezintă cele mai întunecate sentimente depresive ale sale. Cele trei cântece de pustiu, opus 27, scrise în 1944. Cântecele de pustiu ale lui Silvestri se sincronizează cu anxietatea generală pe care lumea o simțea în prima jumătate a secolului 20. Ne aflăm în pragul celui de-al doilea război mondial și în plină criză identitară a omului care nu-și găsește locul într-o societate din ce în ce mai automatizată. Anii 40 sunt ani în care W.H. Auden scrie The Age of Anxiety despre misiunea omului de a găsi substanță și de a-și defini identitatea în lumea nouă care începea să se prefigureze. Lucrarea care îl va inspira și pe Leonard Bernstein să scrie sinfonia cu același nume în 1948. Din punct de vedere componistic, Silvestri este perfect aliniat la gândirea muzicală europeană din anii 40. În cântecele de pustiu, care poartă subtitlul de studii de nuanțe, găsim aceeași preocupare pentru notații ca în cel de-al doilea studiu de ritm al lui Messiaen, Mode de valore d'intensité. Găsim notații obsesive ale lui Silvestri precum nostalgico, piangendo, morbido, condolore, morendo, sensibile, dolorosamente. Dincolo de dimensiunile sale scurte, primul cântec oglindește puternice imagini sumbre. Găsim aici sentimente de groază, de tristețe și de teroare. Ne întâlnim aici cu două secțiuni contrastante. În prima secțiune, Cantando pensieroso, avem o melodie în sopran care este susținută de niște acorduri. Lipsa rezolvărilor armonice și limbajul atonal creează o stare de mister continuu și de neliniște. Cea de-a doua secțiune întrerupe mișcarea de până acum, aducând în registrul acut o fatidică imitație a unui clopot. Sub acest clopot, o melodie descendentă ca de vioară este notată în piangendo. Iată ce diversitate de efecte sonore folosește Silvestri în studiile sale de nuanțe. Un alt efect interesant este această imitație de harpă care conduce la punctul de maximă teroare al piesei. Ultimele măsuri ale piesei încheie contemplativ cântecul, iar sunetele sol diez, fa diez vor fi extrem de importante pentru că le vom regăsi atât în începutul cât și în sfârșitul celui de-al doilea cântec. Cel de-al doilea cântec continuă în aceeași linie sentimentele prezentate în primul cântec. Acesta este structurat în forma unui rondo, având un refren și două episoade. Refrenul are la bază un motiv muzical descendent, care se repetă de mai multe ori, în care în sopran putem distinge acel sol diez, fa diez de care v-am spus mai devreme.
Primul episod, care este și cel mai amplu ca dimensiune, este construit pe un ostinato obsesiv. După acest episod, refrenul revine și pregătește venirea celui de-al doilea episod. Aici atingem punctul culminant din punct de vedere expresiv. Silvestri notează în partitură come un coro lontano. Se creează astfel o atmosferă morbidă în care se aud acorduri lugubre venind din depărtare. Ultima apariție a refrenului se prezintă ca fiind cea mai complexă. Acesta este repetat de 5 ori, iar de fiecare dată vine și mai încet și și mai rar. La sfârșit, piesa se încheie aproape identic cu primul cântec. Cel de-al treilea cântec se prezintă ca o sinteză a ciclului. Folosește și material muzical propriu, dar preia material și din celelalte două cântece precedente. Avem o introducere scurtă în care avem repetat obsesiv un fel de ciocănit. Acest motiv repetat să fie oare bătaia la ușa destinului sau un sentiment al picăturii chinezești al omului aflat sub imperiul anxietății. După această scurtă introducere, prima secțiune ne readuce un motiv ostinato obsesiv, cum am văzut și în cel de-al doilea cântec. Cea de-a doua secțiune se prezintă ca o culminație a lucrării și a ciclului de altfel, în care tot materialul sonor se îngrămădește și se duce către o culminație pe care am putea o numi chiar isterică, dacă nu, cel puțin un urlet de teroare. Coda are rolul de a încheia acest ciclu, făcând cumva o sinteză a tuturor motivelor pe care le-am întâlnit în cântecele anterioare. Iată, de exemplu, revenirea motivului clopot. Muzica.
În ultimele măsuri ale celui de-al treilea cântec, întâlnim acorduri alea Debussy, arpegiate, care au rolul de a calma atmosfera și de a face toată anxietatea să dispară, sau cel puțin să fie acceptată într-o stare de abandon. Este incredibil dacă vă gândiți că folosind atât de puțin material și într-o lucrare totuși atât de scurtă, nu cred că pântecele de pustiu depășesc 8-9 minute cântate împreună, Silvestri reușește totuși să redea toată complexitatea sentimentelor de anxietate. Avem senzația că preț de o clipă timpul se oprește, nu mai există nicio speranță și suntem cumva captivi în interiorul unui iceberg de anxietate. Sper că v-a plăcut acest episod Revival. Ca de fiecare dată, vă aștept să vă abonați, vă aștept să urmăriți paginile de Facebook și de Instagram, să lăsați un comentariu, ajută Riciu să știți. Dacă simțiți că proiectul e frumos și vreți să-l promovați, dacă lăsați un comentariu, YouTube consideră videoul relevant, așa că lăsați un comentariu. Vă aștept și la următoarele videouri, abia aștept să vorbim și despre alți compozitori, și despre alte lucrări și să descoperim împreună mari capodopere ale muzicii clasice românești.